frați și surori, mulțumesc Domnului și pentru familiile care au venit la binecuvântare cu copilașii lor născuți în această dimineață. Este o zi în care vom face rugăciuni speciale pentru micuții lor, pentru cei care sunt la casa Domnului pentru prima dată. Domnul să binecuvinteze aceste familii tinere care sunt sosite deja 5 la număr și Domnul să binecuvinteze rudenile lor care i-au însoțit. Familia Lucescu, prietenii dumneavoastră, welcome, God bless each and every one of you. It's a special day. S-a citit din cuvântul Domnului de la Proverbe 31. Și de multe ori vorbim și spunem, și pentru că este și Mother's Day și binecuvântarea noilor născuți, este un text minunat, pentru că aici dă cuvântul lui Dumnezeu un model deosebit pentru mame, pentru mamele credincioase. Dar aș vrea ca să citesc un alt pasaj din Biblie, care este, de fapt, a Proverbs 31 woman, despre care este scris în acest pasaj. Și apoi voi încerca, în măsura timpului care îl avem limitat în dimineața aceasta, să combinăm aceste texte și să aduc înaintea dumneavoastră mesajul meu, dar vom lăsa timp la urmă pentru că copiii de la școala duminecală vor veni în sanctuar după ce ne rugăm pentru copiii noi născuți. Copiii vor veni sus și ei vor sluji, iar la urmă dorim ca nicio mamă sau bunică să nu plece de aici fără o floare. Cei de la școala duminecală sunt pregătiți, s-au organizat și o să vină prin tot sanctuarul și să vă dea câte o floare înainte ca să facem rugăciune de încheiere și să plecăm din adunare. Dar acum vă invit să stăm în picioare și să mai ascultăm și acest text din 2 Împărați, capitolul 4. Aș vrea ca să fie proaspăt în mințile noastre și am să-l citesc în întregime, deși va lua puțin timp, dar merită citit, ca și una dintre disciplinele spirituale în care noi credem și practicăm, și anume citirea Cuvântului lui Dumnezeu. De la versetul 8, vom citi de la 2 Împărați, capitolul 4, versetul 8. Cuvântul spune în felul următor. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea stărui de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei, iată știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun, un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său Gehazi, cheamă pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și ea a venit înaintea lui. Și Elisei a zis lui Gehazi, spune-i, iată pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta, noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis, cheamă-o. Gehazi a chemat-o și a venit la ușă. Elisei i-a zis, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Și ea a zis, nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta.
Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare și într-o zi se dusese pe la tatăl său la secerători. A zis tatălui său, capul meu, capul meu. Tatăl a zis slujitorului său, du-l la mama sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis, pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Ea a răspuns, fii pe pace. Apoi a pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului său, mână și pleacă, să nu oprești pe drum decât când ți-o spune. Ea a plecat de aici și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său Gehazi, iată pe sunamita aceea. Acum aleargă dar înainte ei și spune-i, ești bine, bărbatul tău și copilul tău sunt bine? Ea a răspuns, bine. Și când a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu a zis, lasă-o căci este tare amărâtă. Și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Atunci i-a zis, am cerut eu oare Domnului meu un fiu? N-am zis eu să nu mă amăgi? Și Elisei a zis lui Gehazi, încinge-ți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva să nu-l întrebi de sănătate și dacă te va întreba cineva de sănătate să nu-i răspunzi, să pui toiagul meu pe fața copilului, mama copilului a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. I-a zis lui Elisei și el s-a sculat și a mers după ea. Gehazi le-o luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis, copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei, care a zis, ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amen. You may be seated. Cred că vă dați seama cum face legătură Proverbe 31 cu această întâmplare cu această femeie sunamită. Și pentru că suntem oarecum vă presați de timp în dimineața aceasta, vreau totuși să aduc înaintea dumneavoastră mesajul acesta, chiar dacă mă voi grăbi puțin, și titlul mesajului este Sunamita, un model deosebit pentru mame.
Și când zicem deosebit, spunem în sensul bun, pozitiv al cuvântului. Există și exemple deosebite negative. Dar un exemplu sau un model, a great role model for mothers. This is the title of the message this morning. Și vom porni de la primul verset pe care l-am citit aici la 2 Împărați, capitolul 4, și vreau să scot un lucru în evidență. Dacă ne uităm la versetul 8 pe care l-am citit, cu care am început citirea, spune în felul următor în limba română, prima parte a versetului. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem, acolo era o femeie bogată. Foarte clar, foarte pe înțelesul nostru a tuturor românilor. Right? Dar versetul în limba engleză, uitați-vă la King James Version, spune, and it fell on a day that Elijah passed to Sunem, where was a great woman. Not just a wealthy woman, but a great woman. Lucrul acesta m-a făcut să caut și în alte translatări în limba engleză, ca să vedem cum este translatat cuvântul acesta. Și concluzia este că și cuvântul acesta din ebraică, din original, care a fost tradus în limba română ca bogată și spune că era o femeie bogată în Sunem, cuvântul acesta are un înțeles mult mai complex. Și dacă ne uităm la alte traduceri în limba engleză, găsim great, găsim wealthy, găsim prominent, notable, in other words, remarkable. There was a remarkable woman, notable woman, well-to-do woman, distinguished woman. So every translation tries to capture the meaning of that word. Not just like in our language is black and white, she was rich, praise the Lord. But she wasn't just rich, she was a special mom. Femeie mai întâi și apoi a urmat ca să fie o femeie și o mamă deosebită, glorie lui Dumnezeu. Și merită ca să ne uităm la such a woman ca și model pentru mamele din ziua de astăzi. For all of you young mothers, this is a great example. This is a great example. It matches Proverbs chapter 31. Deci înțelegem că Sunamita a fost o femeie deosebită, nu doar bogată, ci o femeie însemnată, remarcabilă, respectată în popor. O femeie care merită să fie folosită de model. Privind atent la text, ne dăm seama că și soțul ei era un bărbat bogat, respectat, care își iubea soția și avea încredere în ea. Pentru vremea și timpul de atunci, din vechime, de când trăia această Sunamită și cu soțul ei, it's an amazing thing to see a woman having so much freedom. To be such a great example. And you know what the secret was? From Proverbs 31, verse 11, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Slăvit să fie Domnul! Bărbatul se încrede în soția care are asemenea calități. Frați și surori, să mă adresez fraților în primul rând. Sunteți binecuvântați prin soțiile voastre și cine crede să zică amin din toată inima. Sunteți binecuvântați prin soțiile noastre. Suntem binecuvântați prin ele.
Trei calități deosebite la această femeie pe care vreau să le scot în evidență. În primul rând, generozitatea deosebită. De ce este ea un exemplu atât de important? Ea avea o generozitate. Era o femeie ospitalieră. Și nu numai atât, Elisei trecea prin Sunem, se ducea de la Samaria la muntele lui Dumnezeu, la Carmel, o distanță lungă de peste 50 de kilometri. Și a făcut de multe ori Elisei drumul acesta și trecea prin Sunem. În primul rând, femeia aceasta s-a gândit, vreau ca omul lui Dumnezeu, pentru că el este un sfânt. Așa a zis bărbatului ei. A zis, știu că omul acesta este un om sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru surorile care văd lucrul acesta, pentru cei care se implică în lucrarea Domnului. Glorie lui Dumnezeu și Domnul să vă binecuvinteze, iubite surori, să apreciați pe oamenii lui Dumnezeu. Și a spus soțul ei, în primul rând, că vrea să-i dea de mâncare de câte ori trece pe la ei. Și a făcut această open invitation to the man of God, to the prophet, please come to our house, o să-ți dăm pâine, o să-ți dăm mâncare și să te odihnești. Dar nu numai atât, nu s-a oprit la atât, ci ea apoi a căutat ca să facă mai mult. În mintea ei deja a proiectat și design in her mind a room on top of the house. With walls, cu un pat, cu o masă, cu un scaun, cu un candelabru, cum aveau ei pe vremea aceea, toate condițiile. Nu era suficient să vină omul lui Dumnezeu numai să mănânce, ci avea nevoie și de un loc safe unde să se roage și să se odihnească. Această femeie, it's amazing. Amen? Agreați cu mine? A văzut, nu numai că a văzut, a fost gata să se sacrifice. A avut această viziune, s-a implicat. Dați-mi voie să vă spun. Această femeie s-a implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că cine dă un pahar de apă unui slujitor, primește răsplata unui slujitor, nu-i așa? Dar cine dă pâine, cine face un loc special pentru omul lui Dumnezeu ca să treacă pe acolo? Cred că dumneavoastră știți și voi trece mai departe, nu mă opresc prea mult, dar ospitalitatea ei, respectul ei, she had great generosity, that's why she is a great role model. Great role model. Domnul să binecuvinteze soțiile noastre, care sunt ca și ele. Noi ca și români avem harul acesta să avem soții generoase și soții ospitaliere. Sunamita a fost gata să cheltuiască oricât. Concluzia la punctul acesta este că mamele credincioase deosebite, ca și Sunamita, sunt gata să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, sunt gata să se sacrifice pentru oamenii lui Dumnezeu și pentru ca această lucrare să înainteze. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze, iubite surori. Bineînțeles că timpul nu-mi permite ca să vorbesc despre rolul femeii, dar va fi o temă pe care va trebui ca să o prezentăm în mijlocul dumneavoastră, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar și câte vreme
soțiile noastre rămân sub autoritatea soților și sub autoritatea bisericii, ele sunt binecuvântate de Dumnezeu ca și această sunamită, glorie lui Dumnezeu. Al doilea lucru care vreau să-l scot în evidență despre sunamita este că ea avea o stare de mulțumire și pace deosebită cu ceea ce Dumnezeu i-a dat. She had great contentment with what God gave her. Everything wasn't perfect. Obviously, she desired to have a son, and she did not. And her husband was of age. Și din cauza aceasta putea să spună, când a fost întrebată, ascultați versetele acestea pe care le aducem înaintea dumneavoastră, de la versetul 12 în continuare, Elisei a fost copleșit de sacrificiul acestei femei și a dorit să facă ceva pentru ea. Și versetul 13 trimite pe Gehazi să afle de la ea care ar fi nevoia ei. Și o întreabă, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Să vorbim la împărat sau la căpetenia oștirilor? Care e răspunsul acestei sunamite? Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Cu alte cuvinte, toată investiția ei n-a fost făcută cu scopul să primească ceva in return aici, în viața aceasta. Ci a simțit ca o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu să se îngrijească de omul lui Dumnezeu. Și când a fost întrebată, Elisei avea mare influență în popor, nu-i așa? În vremea aceea și în fața împăratului și peste tot. Dar ea a fost o femeie liniștită și a fost mulțumită cu ce avea. Totuși, Elisei a aflat că ea și-ar dori să aibă un fiu. Și atunci a avut această profeție pentru ea și a zis, peste un an de zile vei ține în brațele tale un fiu. Glorie lui Dumnezeu! Ea nu s-a plâns și tot ce a făcut, n-a făcut cu un anumit scop, ci a făcut din dragoste curată. Slăvit să fie Domnul! Și pentru mamele și bunicele de astăzi, cuvântul spune la 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6, negreșit, Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Poți să ai puțin, cum zice tot la Proverbe, cuvântul lui Dumnezeu, dar să fii fericit. Poți să ai mult și să fii tot timpul unhappy. Și tot timpul plâns, asta nu-i bine, asta, cealaltă nu-i bine, vreau asta, vreau cealaltă. Femeia aceasta nu a fost așa. She was content. Cu soțul ei, cu slujitorii din casa ei, cu omul lui Dumnezeu, cu siguranță că a auzit profeții date prin Elisei. A văzut minuni pe care Dumnezeu le-a făcut. A zis, omul acesta este un om sfânt. Nu mi-a dat Domnul copii, dar merită să mă ocup de el. Domnul să vă binecuvinteze, iubite surori. Trec la ultimul punct, pentru că nu mai am 4 minute. Great faith is what this woman had. A avut credință mare. Și dacă ne uităm la versetele de la 18 până la sfârșit, ne descrie cum această mamă și-a păstrat echilibru prin credință în puterea lui Dumnezeu în cea mai grea încercare pe care ar fi fost posibil să vină peste ea. Ea nu și-a pierdut cumpătul. N-a alergat în stânga, în dreapta, să adune bocitori când fiul ei a murit.
N-a făcut mare scandal. Ce mi se pare interesant este că soțul a zis, dar de ce te duci la omul lui Dumnezeu, că nu-i nici sabat, nici lună nouă? Care a fost răspunsul ei? Fii pe pace. It's all good. A ajuns la Elisei și când o întreabă, cum e soțul tău, cum e copilul tău? Bine. Așa i-a răspuns la Elisei. Și soțiile noastre de multe ori ne vede că suntem ocupați, poate stresați, poate mai avem tensiune sau știu eu ce avem noi. De multe ori zice, fii pe pace. And for me that's enough. Mulțumesc Domnului pentru soția care Dumnezeu mi-a dat-o. Pentru că e o soție în care pot să am încredere. Și dumneavoastră la fel. Și dumneavoastră la fel. Ea a zis fii pe pace pentru că a avut credință. A știut că și de moarte Dumnezeu poate să-i dea copilul înapoi. Amin? Ce lucru minunat! Merită femeia aceasta să fie un exemplu pentru dumneavoastră. Merită ca să ne gândim la ea. Deci a chemat pe soț, a zis lucrul acesta, s-a dus în grabă, a ajuns la omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a trimis pe Gehazi cu toiagul lui, pentru că Gehazi putea să alerge, să ajungă mai repede, și a ajuns, a pus toiagul pe fața copilului și nimic nu s-a întâmplat. Dar vedeți, tsunamita n-a plecat din prezența lui Elisei. A zis, nu plec de aici fără de tine. Și au plecat amândoi și a ajuns acolo. Omul lui Dumnezeu zice că a intrat în cameră și s-a rugat Domnului. Slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu a făcut minunea și l-a ridicat pe acest copil și mama și-a primit copilul înapoi. Prin credință, by faith, praise the Lord. Domnul să binecuvinteze, Dumnezeu ascultă rugăciunea mamelor. Sunt convins, nu știu cât de repede a mers măgărița aceea și slujitorul, ca să ajungă la omul lui Dumnezeu, dar sunt convins că ea numai s-a rugat în perioada aia, în timpul acela, și-a lăsat copilul în casă, mort, pe pat, cu siguranță că s-a rugat. Și Domnul a ascultat-o. A avut credință. Dragi surori, ajungem la concluzia din dimineața aceasta. Tsunamita, un model deosebit pentru mamele noastre, o femeie de tip Proverbe 31, nu mai merg la Proverbe 31 că timpul s-a dus, dar why is she such a great role model? Because she had great generosity, great contentment and great faith. Femeia aceasta a avut o generozitate deosebită, remarcabilă, o stare de mulțumire și pace deosebită. Slăvit să fie Domnul, dar și o mare credință. Slăvit să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze cu multă credință. Și încă două concluzii. Dumnezeu răspunde la rugăciunile mamelor pentru copiilor. Avem atâtea exemple în mijlocul nostru, în biserica noastră. Mama când se roagă, Dumnezeu răspunde, o mamă credincioasă. Și aici sunt numai mame credincioase și dacă cineva nu e o mamă credincioasă încă, să fie o tânără credincioasă și să devină o mamă credincioasă. Amin? God bless you, all of you. Și apoi aș vrea să mă adresez, I want to say this part in English for the younger among us. If you still have a mother who prays for you, today is Mother's Day, go give her a hug. Go give her a card, give her a gift, give her flowers. Tell her how important she is in your life. Și noi, soților,
Haideți să facem și noi la fel. Pentru că soțiile noastre sunt adevărate, adevărate redute, care ne apără pe noi de multe ori și prin care noi câștigăm lupta de multe ori. Slăvit să fie Domnul! Domnul să vă binecuvinteze, iubite surori! Domnul să binecuvinteze casele noastre, familiile noastre! Domnul să-și binecuvinteze în continuare lucrarea! De multe ori se spune de la amvon, toți, este nevoie de toți să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Avem cerere de membru și pe ele scrie unde vrei să te implici în lucrarea bisericii. Și nu contează că-i soră sau frate, nu contează că-i tânără sau tânăr, toți avem un scop în lumea aceasta, să-L prezentăm lumii pe Domnul Iisus Hristos și numele Lui să fie lăudat și preamărit în veci de veci. Mai luați dumneavoastră acest text acasă și mai uitați-vă peste el, că e extraordinar de frumos. Happy Mother's Day, God bless you!